Bună ziua! Iată-ne la o nouă lecție online, o lecție dedicată clasei a 5-a. Astăzi o să vorbim despre Roma, ne apucăm de o unitate nouă. Vom discuta despre Roma de la regalitate la republică. Înainte de toate vă rugăm frumos să nu uitați să dați like paginii noastre de Facebook Andreea Berghaut Academy pentru a fi la curent cu toate noutățile noastre. Eu vă propun vouă astăzi o prezentare PowerPoint, o prezentare pe care voi o să o vedeți, da? O prezentare foarte, foarte densă, însă aveți ocazia să mă opriți în orice fel de moment și să mă întrebați, da? Pentru cei care au făcut această lecție, o să fie practic o fixare a cunoștințelor. Pentru cei care n-au făcut această lecție, o să fie o lecție de predare. Bine, nu este o lecție de predare în stilul ei clasic, nu o să trebuiască să vă luați notițe, ci pur și simplu o să vă familiarizați cu niște noțiuni legate de Roma antică. Bun, întâi de toate vreau să vă spun ce o să facem astăzi. Astăzi o să discutăm despre om și mediu, adică o să discutăm despre poziția Romei în cadrul peninsulei italice, o să vorbim despre poziția peninsulei italice în Europa, o să vorbim de asemenea despre geografia peninsulei italice și despre locuitorii acestei peninsule în perioada antică. O să vorbim de asemenea și despre întemeierea Romei, despre cele 7 coline, după care discutăm despre Roma regală. Despre Roma regală și acolo vom vorbi despre instituțiile Romei regale, despre regii, despre cei 7 regi și câteva evenimente interesante care s-au petrecut în acea perioadă. Iar după o să discutăm despre cea mai consistentă parte a lecției de astăzi, este vorba de Roma Republicană. Și acolo vom vorbi despre lupta dintre patricieni și plebei. De asemenea, o să discutăm despre lupta Romei pentru cucerirea Italiei. Vom discuta despre lupta Romei pentru cucerirea Mediteranei. Și în final, vom discuta despre luptele dintre generali și triumvirate. Da? Practic, aceste lupte anunță finalul Republicii și instituirea unei noi forme de organizare. Este vorba de Principat. Bun, haideți să dăm drumul la document, să-l vadă toată lumea. Da? Vedeți cu toții? Roma antică de la regalitate la republică. Bun, înainte de toate, vreau să vă spun că perioada istoriei Romei este împărțită în trei mari perioade. Roma regală 753-509, Roma republicană 27 înainte de Hristos. Pardon, 753-509, după aceea Roma Republicană 509-27 și Roma Imperială din anul 27 înainte de Hristos și până în anul 476. Despre Roma Imperială o să discutăm ora viitoare, nu discutăm ora asta, da? Noi astăzi vorbim doar despre perioada situată între anii 753 și 27 înainte de Hristos. Bun, de aici trebuie să dau, da? Bun, omul și mediu. Vreau să observați aici, pe primul slide, poziția Italiei în cadrul Europei. Hai să vedem, voi nu faceți geografia continentelor în clasa 5-a, însă putem să poziționăm. Deschideți camerele și vă rog frumos să-mi spuneți unde se găsește Roma. Nu Roma, unde se găsește peninsula italică în Europa? În ce parte a Europei? Hai, cine îmi spune? Dar deschideți camerele, pardon, microfoane. În sud. În sud, corect. Roma se află, peninsula italică se află situată în sudul Europei. Iar Roma, în ce parte a peninsulei italice se află? Ia uitați-vă acolo pe hartă. În ce parte? Exact. Da? Bun. Dacă Grecia are trei, Grecia antică, la Grecia antică vorbim de trei părți, vorbim de Grecia continentală, vorbim de Grecia insulară și Grecia asiatică,
La Italia antică vorbim de două părți, da? Vorbim de Italia continentală și de Italia insulară. Da? Ia uitați, cadrul natural al Italiei, așezare în sudul Europei, da? Mări înconjurătoare, Marea Tireniană, Marea Mediterană, Marea Ionică și Marea Adriatică. Dăm înapoi slide-ul și le putem observa undeva în partea de nord-vest, este Marea Tireniană, Marea Mediterană, de fapt, toată e Marea Mediterană, numai că ea are anumite denumiri în anumite regiuni, da? Aici se numește Tireniană, aici, de exemplu, se numește Adriatică, aici se numește Ionică, ați înțeles? Da? Dar ea toată este Mediterană, de fapt, Italia este înconjurată de Marea Mediterană. Da? Deci, aceste mări pe care voi le vedeți aici fac parte, de fapt, din Marea Mediterană. Relieful este... Da, te rog, te rog. Doamnă, se spune că Marea Mediterană e formată, practic, din mai multe mări. Așa se mai spune. Am înțeles, am înțeles, am înțeles. Într-adevăr, sunt foarte, foarte multe mări. Dacă stăm așa și rupem în bucăți, să spunem, Marea Mediterană, cred că numărăm undeva 10 mări. Nu știu, n-am numărat niciodată. Relieful este muntos, clima, după cum știți, este mediteraneană, este o climă foarte, foarte plăcută în Italia. Râurile cele mai importante sunt Pad, Arno și Tibru. Și împărțirea este ceea ce v-am spus mai devreme, Italia continentală și Italia insulară. E vorba de Sicilia, Sardinia și Corsica, care astăzi aparține Franței. Bun, mergem la locuitorii Italiei în antichitate și ne uităm pe hartă. Este foarte important să ne uităm pe hartă ca să înțelegem harta populației Italiei în antichitate. În nord vedem galii și ligurii. Ligurii sunt cu galbeni, îi vedeți? Îi vedeți, da? În centru sunt etruscii și italicii. Și italicii sunt latinii, sabinii, samniții. Iar în sud sunt grecii din coloniile grecești. Dacă țineți voi minte de la lecțiile cu Grecia, sudul Italiei și Sicilia purtau ce nume? Ia, deschideți microfonul și spuneți-mi. Magna Grecia, corect, corect. Este vorba de Marea Colonizare Greacă și Magna Grecia este zona din sudul Italiei foarte, foarte intens colonizată de către greci. De asta era numită Magna Grecia. De fapt, aveți și pe slide scris Grecia Mare, vedeți? Bun, mergem mai departe și ajungem la întemeierea Romei. Aici aveți simbolul Romei, este vorba de lupoaica și gemenii. Cum se numesc cei doi gemeni? Romulus și Remus. Exact, exact. Exact, exact. Bun. Aici aveți cele 7 coline ale Romei antice. Toate aceste... Stați doar un pic să mut camera de aici, să pun aici așa. Bun, bun, bun. Toate aceste coline sunt situate la est de râul Tibru. Observați râul Tibru, da? Și da. Cele 7 coline, cine vrea să mi le citească? Diana, ia citește-mi-le tu. De la nord către sud. Bogdan, hai citește tu, că văd că ai vrut. Quirinal. 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 Esquilino. Stai puțin, aici. Quirinal. Corect. Capitolio. Capitoliu, da. Esquilino. Esquilin, da. Esquilin. Palatino. Palatin, da. Celi. Celio și? Și Aventino. Și Aventin, da? Astea sunt cele 7 coline și vă rog frumos să mă urmăriți cu toții. Mă vedeți toți? Da. Aici, între Palatin și Capitoliu, se află forul roman. Eu am fost și am străbătut toate aceste coline la picior. Și vreau să vă spun că abundă în tot felul de mărturii arheologice. Aici se află forul roman, iar între Capitoliu și Esquilin, se află columna lui Traian. Columna lui Traian
și piețele lui Traian și alte și alte vestigii. Bun, dar oricum vom vedea noi fotografii. Iar de jur împrejur se află zidul lui Servius Tullius. Acesta a fost unul dintre cei șapte regi, unul dintre cei șapte regi ai Romei. Bun. Haideți să discutăm puțin tel și despre întemeierea Romei. Spunea ora trecută Mihnea ceva despre legătura dintre Troia și Roma. Povestea. Hai, Mihnea. Da. Când Troia a fost falsă, mare parte din populația acesteia s-a refugiat, printre care și Enea, fiul unui cetățean troian și a zeiței Afrodita sau Venus. Bravo, așa este. Așa este, da. Pentru la romani. Enea pornește într-o călătorie de 7 ani, din câte țin minte, prin Marea Mediterană. Corect. Cu tatăl lui. Și tatăl lui moare în Creta. Deci tatăl lui era Anchises, da? Anchises, da. Și fiul său era Ascanius. Cu ei pleacă din Troia. Foarte bine. Da. Și ajunge în Italia. Ce fac aceștia în Italia? Aici este întemeiat Roma și după mai multe generații se nasc Remus și Romulus. Da, cu o mică precizare, Mihnea, Ascanius pune bazele unui oraș numit Alba Longa, da? Iar Romulus și Remus s-au născut în Alba Longa, ei fiind fiii unei vestale pe nume Rea Silvia și a zeului Marte. Da? Cine știe? Bun, Mihnea, mulțumesc frumos. Cine știe să povestească ce se întâmplă cu Romulus și Remus după ce sunt născuți de Rea Silvia? Ah, știu eu. Te rog. Îi aruncă în râu și o lupaică, din cum am înțeles, o lupaică îi salvează și îi crește, după aceea îi duce la niște oameni și în sfârșit ei unul dintre ei moare pentru că se luptă între ei, am înțeles. Exact. Exact. De fapt ei întâi sunt îngrijiți de o lupoaică, da, sunt crescuți de o lupoaică până când sunt găsiți de un cioban pe nume Faustulus, iar acesta îi crește în coliba lui. După ce ei cresc și își dau seama de originea lor regală, pun bazele unui oraș în momentul în care au tras brazda sacra orașului. Are loc o ceartă între ei, Remus de fapt îl provoacă pe Romulus, Romulus îl ucide pe Remus și practic nașterea orașului Roma este legată și de un fratricid. Da? Practic începe istoria Romei cu o ucidere între frați. Cunoașteți și alte exemple de istorie? Da, foarte multe lucruri sunt. De exemplu, și Biblia începe cu un fratricid, nu? Dar da, că fiul lui Adam l-a ucis pe fratele lui. Exact, Cain și Abel. Corect, corect, da. Bravo. Uite, bine. Dar știu l-a ucis pe Abel. Bine, mergem înainte, da? Bine, copii, astea sunt cele 7 coline, astăzi Roma este mult, mult mai mare, asta este Roma arheologică ce vedeți acolo, câmpul lui Marte astăzi este inclus în Roma, iar peste Tibru, după cum vedeți, se află Vaticanul, acolo unde se află reședința papilor. Bun, Roma regală o încadrăm între anii 753-509 înainte de Hristos. În această perioadă Roma a fost condusă de regi, este vorba de 7 regi și primul rege a fost Romulus, după cum am vorbit un pic mai devreme. Unul dintre primele episoade ale Romei regale este reprezentat de răpirea Sabinelor. Vă invit ca pentru ora viitoare
să citiți această poveste și să mi-o povestiți înainte de a... Da, știe cineva să o povestească? Dacă știe cineva să o povestească, o povestim acum. Bun, nu-i nimic. O putem povesti ora viitoare să vedem despre ce este vorba. Știi tu povestea? Te rog, da. Te rog. La început, Roma, care a fost creată de Romulus, a adus o mulțime de oameni în ea. Să ne-a veneau doar poți și ciobani săraci și alți săraci. Și nici o femeie nu vrea să vină ca să se căsătorească cu ei. Așa că Romulus a făcut un plan și a mers în orașul vecin ca să la un ospăț. Și în timpul ospătului, cetățenii au furat Sabinele, care i-au mers la ospăț în orașul Sabinilor. Și i-au furat Sabinele. Exact, Sabinele sunt soții. Și l-au dus în Roma. Da, da, da. Da. Și Sabinii voiau să pornească un război, doar că Sabinele au mers la ei și le-au spus să nu atace, pentru că sunt mai fericiți cu bărbaților romani. Exact, și așa se produce împăcarea și primul rege al Romei, Romulus, a condus Roma împreună cu după un timp împreună cu un rege Sabin, este vorba de Titus Tatius, dacă mi-aduc și eu bine aminte. Bun. Dar eu vreau să zic asta pentru că am înțeles din cursul meu de istorie de la școală că toată povestea aceasta de luptă a lui Romulus și Remus era faptul că tatăl lor era un zeu Marte sau Mars? Am zis asta, da, da, clar. Da, tatăl zeul războiului și... Exact, păi Roma. Roma se naște, practic, sub semnul războiului. Da? Da. Romanii când și-au fabricat acest început, au avut în vedere lucrul ăsta. Roma a fost un oraș războinic și după aceea statul roman a fost un stat războinic, un stat care a cucerit și a ajuns să fie pe 3 continente. Foarte bună precizarea, dar am amintit lucrul ăsta. Cei doi erau de fapt copiii zeului Marte, deci nu erau niște simpli muritori. Da, erau semizei, corect. Roma celor 7 regi, aici vedem un lictor și vedem atribuțiile regelui. Regele roman era conducător militar, șef religios, judecător suprem. În public apărea întotdeauna însoțit de lictori, era vorba de acele gărzi de corp. Instituțiile care îl ajutau pe rege la... În procesul guvernării erau senatul și adunările poporului. La Roma au fost 3 adunări ale poporului numite comiții. Este vorba de comiția curiata, comiția centuriata și comiția tributa. Aici voi aveți o imagine foarte faină despre ce credeți voi că este acolo. Cine îmi spune? Ruinele alea, ce reprezintă? Sunt ruinele senatului? Nu sunt ruinele senatului, sunt ruine din forul roman. Astea cred că sunt undeva privite dinspre Palatin. V-am spus că sunt între Palatin și Capitoliu. Și aici vedeți un arc de triumf. Sper să nu mă înșel eu, ăsta este arcul de triumf al lui Septimius Severus. Sunt 2-3 arci de triumf acolo, se intră prin arcul de triumf al lui Titus și undeva este și arcul lui Septimius Severus, iar în afară, lângă Coloseum, este arcul lui Constantin cel Mare. Știe cineva care era rolul arcurilor de triumf? Știe? Porți de intrare? Nu erau porți de intrare. Pentru armată? Exact, pentru armată, de ce? Armata și cu împărații învingători treceau prin aceste arcuri de triumf. Da? Erau ridicate în cinstea unei victorii, în cinstea unor campanii victorioase. Bun. Ajungem la structura socială a Romei. Locuitorii Romei se împărțeau în 2 mari categorii sociale. Este vorba de patricieni și de plebei.
Și trebuie să ținem minte lucrul ăsta. Erau și sclavi în timpul regalității, ceva mai puțin, după aceea s-au înmulțit numărul sclavilor. Ce trebuie eu să vă spun vouă și ce trebuie voi să rețineți? Rețineți aceste două clase sociale, patricienii și plebeii, deoarece între aceste două clase sociale s-a desfășurat un conflict care... Te rog, spune! Va urma un război civil între patricieni și plebei, după care va schimba Roma. Da, dar nu este un război civil, este pur și simplu, este o luptă pentru drepturi politice, dar discutăm la momentul oportun, da? Asta este Roma regală. Hai să vedem ce am reținut noi din Roma regală. Hai să vedem, copii, ce am reținut din Roma regală. Câți regi au condus Roma în această... 7 regi, corect. Corect. Dintre care câțiva erau străini, erau etruscă. Exact, câțiva au fost de origine etruscă, da? Câțiva au fost de origine etruscă. Bun, hai să vedem ce instituții îl ajutau pe rege? Ce instituții guvernau? Senatul, da? Și adunarea poporului. Și adunările poporului, adunările, că erau mai multe adunări. Bine. Care erau cele două clase sociale? Plebei și patricieni. Bun, bun. Ne-am fixat tot ce trebuia de fixat. Este foarte, foarte bine. Trecem la cea de-a doua perioadă. Această perioadă este extrem, extrem, extrem de densă, da? Este vorba despre Republica Romană. Copiii, Republica Romană începe în anul 509, când ultimul rege etrusc, este vorba de Tarquinius Superbus, este înlăturat și în locul regilor romanii impun magistrați. Da? Impun magistrați. Magistrații erau de două categorii, magistrați superiori și magistrați inferiori. Locul regilor a fost luat de doi magistrați superiori numiți consuli. Ei comandau armata și împărțeau dreptatea. Aceștia conduceau Roma timp de un an de zile și nu aveau drept de realegere. În cazuri excepționale, în cazuri de pericol, locul consulilor era luat de un dictator. Acesta avea puteri nelimitate timp de 6 luni. Da, este o caracteristică a Romei republicane. Ceilalți magistrați sunt chestorii, pretorii, cenzorii și edilii. Chestorii și edilii erau magistrați de rang inferior. Da? Care e diferența? Știe cineva care este diferența dintre magistrații de rang superior și magistrații de rang inferior? Uite, asta poate să fie o bună întrebare pentru ora viitoare. Dacă știe cineva sau dacă bănuiește cineva, chiar vă rog să îmi spuneți acum. Magistrații inferiori, doar magistrații superiori aveau putere de a decide, de a lua decizii importante. Și aveau dreptul de a conduce armata, aveau imperium, aveau imperium, da? Așa se numește. De aici numele de imperiu astăzi, de la imperium. Asta este caracteristica magistraturilor superioare. Bun. Uitați, un alt lucru foarte important la Roma, exista un cursus honorum, adică un curs al onorurilor. Nu puteai deveni deodată consul, numai după ce au fost pe rând edil, chestori, edil, pretori și au împlinit 43 de ani, magistrații puteau fi aleși consuli. Ați înțeles? Deci trebuia să ai minimum 43 de ani și trebuia să fi trecut prin toate magistraturile ca să ajungi în magistratura cea mai înaltă. Numai cele mai importante familii dădeau astfel de magistrați. Deci nu putea ajunge oricine. Nu era ca la Atena, unde în bule, în Consiliul celor 500, putea ajunge orice fel de cetățean al Atenei. Da? La Roma nu era lucrul ăsta. Bine. Cu timpul, plebeii obțin o serie de drepturi, precum cel de a fi reprezentați în senat de doi tribuni. Tribunii sunt tot magistrați, ăștia sunt magistrații plebei și ei sunt obținuți în timpul luptelor plebeilor pentru drepturi politice. Aceștia aveau mai multe prerogative, însă cea mai importantă era dreptul de veto. Ce este drept de veto?
Ce este Bogdan? A se opune. A se opune, da? Să nu confundăm cu dreptul de vot. Dreptul de veto, dreptul de a se opune. Opțiunile nu sunt bune. Exact, exact. Când hotărau, când ei decideau, puteau să se opună. Bine, până aici totul este clar? Bine, copiii. Și să discutăm de primul aspect important al perioadei republicane. Este vorba despre lupta dintre patricienii și plebei. Patricienii erau locuitorii cu drepturi politice. Plebeii nu aveau drepturi politice și aceștia solicită aceste drepturi politice. În momentul în care ei nu primesc drepturile politice, decid să se revolte. Și cum se revoltă? Se separă. Primul episod al luptei dintre patricieni și plebei poartă numele de secesiunea plebei. Este vorba despre retragerea plebeilor pe colina Aventin. Patricienii, dându-și seama că sunt extrem de vulnerabili, fără ajutorul plebeilor, le oferă primele drepturi politice. În anul 451 sunt redactate legile celor 12 table și aceste legi ce marchează de fapt? Marchează primele legi scrise ale Romei. Haideți să facem o legătură cu Grecia, să ne aducem aminte în timpul cărui legiuitor sunt elaborate primele legi scrise la Atena. Dracon, corect, Dracon 621, primele legi scrise, da? Ei, uitați că la Roma primele legi scrise sunt în anul 451 și poartă numele de legile celor 12 table. După aceea, plebeii obțin și alte drepturi. Obțin dreptul să se căsătorească familiile plebeilor cu familiile patricienilor. După aceea, obțin dreptul ca unul dintre consuli să fie plebeu. Și în final, prin legile hortensiene, se elimină orice fel de, cum să vă spun eu, orice fel de inegalitate. Prin legile hortensiene din anul 287, plebeii capătă, cum să spun eu, drepturi egale cu patricienii. Ilinca, ai o pisică foarte frumoasă, îmi place. Nu te jena, lasă-o că e faină. Mi-ar plăcea și mie să am o pisică. Da, nu e niciun fel de problemă. Bine, copii, ce alte întrebări mai avem aici? Până aici ce întrebări avem? Hai, fără probleme, vă rog să mă întrebați. Nimic până aici? Păi atunci hai să vorbim despre expansiunea Romei. Expansiunea Romei, inițial Roma cucerește Italia și după ce cucerește Italia, cucerește Marea Mediterană. Cum primele lupte sau cele mai importante lupte, să spunem așa, în cadrul Italiei au fost luptele cu etruscii. Da, te rog. Știu, am văzut un documentar că după ce au cucerit Marea Mediterană, au numit-o Marea Noastră. Nu, au numit-o Marea Noastră, da. Marea Noastră, da, corect, corect, pentru că era o mare, a devenit un lac intern, da? Imperiul Roman a înconjurat practic Marea Mediterană, dar asta ajungem acuși. Acum vorbim despre luptele pentru cucerirea Italiei. Și avem luptele cu etruscii. Pe urmă, supunerea samniților. Samniții erau niște războinici în apropierea Romei. Romanii au avut nevoie de 3 războaie cu samniții ca să îi supună, însă într-unul din aceste războaie romanii au fost umiliți. Este vorba despre celebrele furci caudine. Cine îmi citește de pe slide despre ce este vorba? Cine vrea să-mi citească? Hai să lăsăm pe David, sau nu, Bianca, hai tu, Bianca. La Claudium, de aici furcile caudine, da? Da. La Claudium, într-o sâmtoare din munți, legiunile romane au fost nevoite să predea armele. În frunte cu cei doi consuli, soldații romani au trecut pe sub furci, 2 sulițe înfipte în pământ și o a treia pusă deasupra lor.
Acest vechi obicei din Italia se aplica învinșilor în strigătele de batjocură ale învingătorilor. Multă vreme romanii nu vor uita furcile caudine. Ați înțeles? Astea sunt furcile caudine. Este o umilință trăită de către armatele romane în cel de-al doilea război cu samniții. Însă romanii au fost foarte încăpățânați și până la urmă au obținut victoria cu orice, cu orice adversar, da? Niciodată nu s-au predat. Ultima etapă a cuceririi Italiei este reprezentată de cucerirea Tarentului. Tarentu era un oraș situat în sudul Italiei, chiar acolo, în cizmă, vedeți? Observați? Da. Bun. Și în sprijinul Tarentului deci tarentinii s-au aliat cu Pirus, care era regele Epirului. Acest rege a venit cu elefanți și elefanții au produs, cum să spun eu, au produs foarte, foarte multă panică în cadrul armatei romane, însă până la urmă romanii au reușit să-l învingă pe Pirus. Bine, la început Pirus a obținut ceva victorii, și însă acele victorii au fost obținute foarte, foarte, foarte greu. Și se zice că Pirus ar fi exclamat: încă o victorie ca aceasta și mă întorc acasă fără niciun soldat. De asta victoriile obținute foarte, foarte greu poartă numele de victorie a la Pirus. Da? Dacă o să întâlniți expresia asta, să știți că este ceva obținut cu foarte, foarte mari sacrificii sau ceva foarte păgubos, adică un câștig păgubos, da? Victorie a la Pirus. Bine, după ce romanii au stăpânit Italia, vedeți Italia aici, au intrat în conflict cu Cartagina. Cartagina este un oraș aflat în nordul Africii, în Tunisia de astăzi, un oraș creat de către fenicieni. Între romani și cartaginezi s-au desfășurat trei războaie. Da. Acestea sunt numele de războaiele punice. Da, corect. Uitați, eu am aici o carte, războaiele punice. Se vede, da? Războaiele punice. Este vorba de războaiele desfășurate între anii 264 și 146. Ce este important aici? În primul război, romanii învață să se lupte și pe apă. Cartaginezii erau foarte buni luptători pe apă, da? Ei, romanii învață lucrul ăsta. Știe cineva cine a făcut Roma? Știe să-mi povestească cum au reușit romanii să îi învingă pe cartaginezi pe apă? În bătălii navale? Știe cineva? Haideți să vă spun eu atunci. Romanii erau foarte buni luptători de uscat, nu erau buni luptători pe mare. Și atunci ei au inventat un dispozitiv ingenios, au inventat niște cârlige, cu ajutorul cărora au prins corăbiile cartagineze în timpul luptelor, dădeau drumul la un pod de pe corabia lor, pe corabia cartagineză, și soldații lor treceau acolo și lupta se dădea ca pe uscat. Ați înțeles? Ei, da. Primul război se încheie cu victoria romanilor. Al doilea război este războiul cel mai cunoscut, pentru că în acel război Hannibal pătrunde cu armatele sale. Vine tocmai din Spania, uitați-vă, din Spania trece munții Pirinei, munții Pirinei separă Spania de Franța, după aceea merge pe litoralul francez, acum acolo este foarte, foarte frumos, traversează munții Alpi și efectiv îi distruge pe romani în bătălia de la Cannae din anul 216. Da. Și din anul 216 până în anul 202, Hannibal se tot mișcă prin Italia, însă nu reușește să cucerească Roma. Iar un mare conducător militar roman vine cu această idee a deplasării trupelor în Africa, să atace Cartagina. Hannibal pleacă cu armata în Africa și acolo este învins în bătălia de la Zama din anul 202. Bun, aici aveți o imagine cu Hannibal traversând Alpii. Acesta este Hannibal, cel mai important adversar al Romei.
Bun, numai că până la urmă Roma își va impune dominația și uitați-vă puțin, după războaiele punice, ce stăpânea Roma? Hai, cu ajutorul vostru vreau să vedem. Asta ce este de aici? Italia. Asta este Italia, da? Bun. Asta ce este de aici? Nordul Africii. Nordul Africii. Este vorba despre... De la Tunisia și undeva către Egipt, da? Bun. Aici ce avem? O parte din Spania și Portugalia. Da, bun. Aici avem Franța, dar nu este, să știți că nu este corect. Franța a fost cucerită mai târziu de către Cezar. Este vorba de războaiele galice. Exact, Galia, corect. Celebrele lupte cu Asterix și Obelisk. Le-ați văzut, nu? Da. Filmele alea. După venirea francilor. Bun, aici ce avem? Grecia, da. Imediat după cel de-al treilea război punic, și Grecia și Macedonia intră sub stăpânirea Romei. Și aici ce este? Turcia de astăzi, da. Bun, ei, cam asta era Republica Romană. Deci, plecând de la un orășel de aici, uitați ce a ajuns Roma. Da? Asta... Poftim? E un fel de Alexandru Macedon și treaba asta. Da, numai că nu s-a făcut în 13 ani, așa cum a făcut Alexandru Macedon, s-a făcut în sute de ani. Bine, aici avem Republica Romană în timpul lui Cezar. Vedeți și Dacia pe harta asta? O vedeți, da? Da. Bun. Dacia încă nu era cucerită, să știți foarte bine. Dacii erau vecinii Imperiului Roman în acel moment. O să vorbim ora viitoare puțin tel și despre Daci. Vorbim despre Imperiu și despre Daci. Romanii, să știți că au fost considerați ingineri antichității. Ei au făcut drumuri peste tot... Unde s-au dus, au creat drumuri. Drumurile astea îi ajutau ca să țină legătura cu provinciile cucerite și dădeau voie armatei să se miște foarte, foarte rapid. Pe lângă faptul că existau drumuri, romanii au implementat peste tot modul de viață urban, au făcut băi publice și așa mai departe. Uitați, ăsta este un drum roman, are peste 2000 de ani. Îl vedeți? Este vorba de Via Apia. Da. Păi să vină la noi romane să facă drumuri, corect? Da. Corect. Să facem. Păi ăștia dacă ar veni, vă spun eu că în 20-30 de ani de stăpânire ar face drumuri peste tot. Bun, urmările cuceririlor. N-am înțeles. Dacă România trăiește în timpurile noastre, toată lumea cu cucerită. Acum e timpul americanilor. Sau poate a chinezilor. Nu putem ști. Se alieze. Fiecare imperiu are vârsta lui și are momentul lui. Momentul Imperiului Roman a fost. Bun, dragi copii, uitați aici urmările cuceririlor. La finalul... Deci la un moment dat Roma crește și devine oarecum de neguvernat, crește rolul armatei și a generalilor și apar două grupări politice rivale. Este vorba de gruparea optimaților și de gruparea popularilor. Între aceste două grupări aveau să se desfășoare o serie de războaie care au dus la finalul Republicii. Este vorba... Doi frați pe nume Tiberius și Caius Gracchus încearcă să realizeze o serie de reforme pentru a păstra Republica. Nu reușesc, sunt asasinați. Și aici aveți dominația generalilor și războaiele civile. Doi mari generali au fost Marius și Sila. Ei au condus Republica Romană undeva, Marius, între anii 104 și 100. Aici este o mică eroare, scuzați, trebuie să mai pune un așa. Și 100 înainte de Hristos. Marius a fost de 5 ori consul, a încălcat regulile Republicii și Sila și-a impus dictatura pe viață. După acești doi generali s-a format primul triumvirat. Știe cineva ce înseamnă triumvirat? Cum între doi oameni? Trium, trei.
Trei. Înțelegere între trei bărbați. Trium și vir. Vir bărbat și trium trei, da? Primul triumvirat a fost format între Crassus, Pompei și Cezar, iar al doilea triumvirat a fost format între Lepidus, Octavian și Antonius. Toate aceste triumvirate s-au încheiat cu războaie civile. 49-48, războiul civil între Pompei și Cezar, și 33-31, războiul civil între Octavian și Antonius. Bun, copii, până aici întrebări? Vreau să spun că la urmările cuceririi mai era și schimbarea culturii. Nu foarte mult, dar puțin. Se mai adăuga și din... A, tu vorbești de romanizare? O să vorbim despre romanizare. Unele provincii au fost romanizate, corect, și, da, și au însușit modul de viață roman și au însușit limba latină. Dar și romanii luau anumite obiceiuri. Corect. Este corect. Și învățau anumite meșteșuguri. De exemplu, de la greci au luat foarte multe, multe lucruri. Da, da, zeii... Și cultura. Da, da. Grecia a influențat foarte mult pe romani. Bine, generalul Cezar ia în mâinile sale toate funcțiile de conducere a statului. În anul 48, după ce devine stăpânul Romei, lucrul ăsta deranjează și este ucis în anul 44. Este ucis în senat. Aici este o imagine cu uciderea lui... Către Brutus. Da, și de către Brutus. A zis el, nu? Și tu, Brutus. De către mai multe persoane, printre care era și Brutus. Fiul său, Vitreg Brutus, da. Este vorba, de fapt, de cei care erau de partea Republicii. Da. Bun. Ei credeau că Cezar, pentru că el, cum să spun, extindea poporul și conducea el mai mult Roma, credeau că aduce din nou obiceiurile vechi, credeau că Cezar va deveni rege și dictator. Da. Dar până la urmă acolo s-a ajuns. După cel de-al doilea triumvirat are loc un război civil câștigat de Octavian Augustus. Octavian este nepotul lui Cezar. El devine princeps senatus și pune bazele unei noi forme de organizare. Este vorba despre perioada principatului. Da? Cu Octavian Augustus începe perioada Imperiului Roman. Da, dragi copii, asta a fost prezentarea mea. Sper că nu v-am plictisit pentru că am vorbit ceva mai mult eu. Vreau să vă arăt niște cărți. Vreau să vă arăt niște cărți, dar pe care vi le indic. Se vede cartea asta? Da. Plutarh, oamenii ilustri ai Romei. Vă recomand cu căldură, poate fi citită, este o carte foarte ușoară și sunt tratate aici cele mai importante personalități din istoria Romei, da? Plutarh, da? Un pic, da. La urmă mă întreb, da? Deci Plutarh, de exemplu, să vă dau așa, Romulus, Numa Pompilius, Marius, Fabius Maximus, Cato, Tiberius Gracchus, Caius Marius... Crassus, Pompei, Cezar, Brutus, Antonius, ați înțeles? Sunt cele mai importante personaje. Vreau să vă mai arăt o carte bună, este scrisă de către Indro Montanelli, cel care a scris și istoria grecilor. Eu v-am recomandat istoria grecilor. Ei, acest Indro Montanelli scrie și o istorie a Romei și o istorie inedită. O istorie foarte, foarte frumos scrisă, o istorie alertă. Merită, dacă vă cade cartea în mână, merită să o citiți. Aceasta este Roma, o istorie inedită? Da. Da. Unde? Ai o carte? Poți să-mi arăți sau cum? Da, am aici, dacă aceasta este cartea de Indro Montanelli. Stați să o văd și eu. Că nu te găsesc acum. Un pic. Ai camera deschisă? Da. Inca aici. Inca Da. Ce-și carte?
ajungem și la da, exact, Ilinca. Aia este, da, aia este. Super carte, bravo Ilinca, deci e o carte foarte, foarte bună, merită citită și pe lângă asta ați putea citi și Războaiele Punice, pentru că personalitatea lui Hannibal este încântătoare și merită, cel de-al doilea război cel puțin merită studiat, dar și cel de-al treilea război. Așa și bineînțeles o carte care este un pic mai grea, este vorba despre istoria Romei Antice a lui Bordel. Bine, cărți despre Roma tot sunt. Dragi copii, eu aș vrea să vă mai recomand ceva înainte de a ne vedea ora viitoare cu Imperiul Roman. Vreau să vă uitați la un film foarte, foarte bun care se numește Gladiatorul. Îl știm. Dacă, noi îl știm. Cine a văzut Gladiatorul? Pot să-i dau stop sharing? Pot, da? Da, te rog. Nu da stop sharing, stai. Doar o secundă. Da, poți să-i dai stop sharing. Da. Așa. Pot să închid și live-ul, da? Da.